viață, luptă, emoții, curaj, victorie. Vă aducem poveștile femeilor care au învins, femeilor puternice, femeilor care pot să vă motiveze. Povestim cu ea. Estera Dragomir este invitata mea de astăzi. O să povestim cu ea despre țintuirea în scaunul cu rotile, accidentul pe care l-a provocat fostul ei soț și viața pe care o are astăzi. Scumpa mea, te salut! Bună! Îți mulțumesc că ai găsit timp pentru a savura astăzi o cafea gustoasă. Nu avem soare, dar sper ca să apară pe parcursul discuției noastre. Cum ești? Bine, mulțumesc! Ai o poveste tristă, o știu toți, practic, da, care urmăresc mediul online. Vreau astăzi cu tine să povestim și poate să aflăm mai multe detalii despre povestea ta pe care mulți nu le cunosc, își pun întrebări și un pic așa să facem de lumină în cazul tău. Vreau să ne povestești dacă îți amintești ziua când s-a întâmplat totul. Din nefericire, da, mi-amintesc foarte bine acea zi, 31 decembrie 2019, o zi în care toată lumea se pregătește pentru sărbarea Revelionului, așa am fost și noi de fapt. O zi în care urma să plecăm la Chișinău împreună cu nașul nostru de cununie, care a venit din Chișinău în Ungheni ca să ne ia. Și la 6 seara sau 5 seara am pornit dinspre Ungheni spre Chișinău pentru a sărbători cumva, de fapt, a le oferi copiilor, copilului meu și a copiilor nașilor, o sărbătoare de Revelion. Dar, din păcate, nu am sărbat seara de Revelion, dar am ajuns în spital și eu și copilul meu în urma unui accident. Acest accident a fost provocat intenționat de fostul meu soț. Noi eram divorțați deja de 2 săptămâni. El știa că noi urma să plecăm în Chișinău ca să mergem la naș și el ne-a urmărit. Te-a contactat în acea zi, ți-a zis ceva, te-a întrebat ceva, ți-a propus ceva, să vă vedeți, să vină la copil? Nu. Deci pe 30 decembrie el a aflat că noi o să plecăm la naș. Pe 31 decembrie ne-a sunat de dimineață și deci ne-a sunat de câteva ori și de fiecare dată ne-a întrebat dacă nu plecăm, când plecăm, când o să plecăm, fără ca să vrea să-și vadă copilul sau... Deci eu nu am avut nicio dorință din partea lui ca el să-l vrea să-l vadă în ziua aceea sau să-i ofere careva cadouri, nu. Deci el doar întreba când plecăm și de ce trebuie să vină nașul, dar nu ne duce altcineva. Deci căuta motive. Nu știu, cred că își dorea să afle, de fapt, când noi plecăm. Cum a aflat ora când plecăm? Nu știu, pentru că noi nu i-am zis ora, pentru că nici noi nu știam exact ora, dar când am ieșit din orașul Ungheni, la rondou din ieșirea orașului Ungheni, într-o stație Peco, eu i-am observat mașina. Bine, nu pot să zic cu siguranță că era mașina lui, era o mașină gen care o avea el, dar eu n-am dat importanță, nu am plecat înainte, pentru că nici prin cap nu mi-a trecut vreodată că el ar putea să facă așa, cu toate că pe 30 decembrie, vorbind cu copilul pe Viber, pentru că așa vorbeau ei ultimul timp, el doar atât i-a zis că tati a pregătit un cadou pe care o să-l țineți minte toată viața. Atunci eu cumva, în subconștientul meu, m-am gândit că, uite, cu siguranță a făcut o surpriză pentru copilul lui, nu știu, mă gândeam la Moș Crăciun sau mă gândeam la orice, numai... Nu, și niciodată nu aș fi crezut că persoana cu care am fost noi într-o relație, cu care am avut o căsnicie frumoasă, cu care am avut un copil pe care chiar ni l-am dorit, ar putea în cel din urmă să aibă asemenea gânduri sau... Bine, dar tu zici că voi erați divorțați deja de 2 săptămâni.
Ce a dus la acest divorț și care a fost situația în aceste două săptămâni? Poate au fost careva cauze care l-au făcut să planifice acest pas? Bine, cumva totul a pornit cam cu un an înainte de a se produce acest accident. Noi au început niște certuri în familie, certuri banale, de la chestii care nu aveau loc să fie, dar ele erau certuri. El a început să nu vină acasă, să lipsească nopțile, să caute motiv că asta nu-i bine, că aia nu-i bine, că nu știu ce, că el e mereu la muncă, că eu nu sunt femeie care l-ar înțelege. Nu știu, eu eram vina în toate și în una din plecările lui, venise după această plecare, a fost iarăși o ceartă în care eu am fost lovită de el. Și în momentul acela, în ziua aceea, eu am plecat la părinții mei. Deci, lovită, nu era nimeni acasă? Nu, eram eu, copilul și mama mea, pentru că noi ne pregăteam să mergem la o vizită a unui medic cu copilul. Și el atunci m-a lovit din cauza că el a început să facă un scandal și eu am luat telefonul să sun pe mama lui, să-i zic doar să vină pentru că e o problemă și eu cumva nu pot face față. Și el în momentul acela probabil s-a supărat sau l-a deranjat faptul că eu am încercat cumva să caut ajutor sau apărare, nu știu, și eu am fost lovită de el în spate după cap. Apoi el a bruscat-o pe mămica mea și a scos-o din apartament, deci cu forța, și i-a zis că nu mai are voie să vină în apartament, doar în momentul în care trebuie să-și ceară voie de la el. Mămica mea a plecat zicând că dacă eu sunt problema familiei voastre sau așa, eu plec și vă las pentru că eu nu vin să vă fac rău. Cumva el mergea la muncă dimineața și venea seara, copilul meu dormea când pleca, dormea când el venea, el, deci... ultima perioadă nu știu dacă îl ține minte pe taică sau așa să se joace sau să-și petreacă timpul, nu prea cred. Și atunci seara, deci noi împreună cu el, deci eu am îmbrăcat copilul și el a mers cu noi, că a zis că o să meargă el cu noi la consultația medicului. Noi am ieșit din casă, dar până la urmă el nu a ajuns cu noi la... el ne-a lăsat în stradă. Noi am plecat singuri la medic și atunci eu mi-am sunat părinții, au venit tăticul meu și fratele meu, m-au luat de acolo și eu am mers la părinți pentru că eu m-am speriat foarte tare. Eu nu știam la ce să mă gândesc și... Exact, da, mie era chiar foarte frică. Seara am venit la apartamentul nostru cu părinții mei, am luat unele lucruri a copilului. Și am zis că eu merg la părinți pentru că eu nu știu ce se întâmplă, dar mie mi-e frică așa. El a încercat să-și ceară cumva scuze, că s-a supărat, că era nu știu cum. Deci eu am plecat. Seara am luat legătura cu părinții lui. Le-am zis ce s-a întâmplat și am zis că decât așa o căsnicie eu nu pot și mai bine renunț și mai bine suntem separați, dar părinți normali a unui copil, da? Dar nu a avut loc să fie, deci a urmat... Dacă ne întoarcem la ziua accidentului, da? În momentul ăla când s-a produs totul, el a văzut, era acolo, ce a făcut, ce s-a întâmplat, care a fost... Deci eu nu știu, pentru că... deci noi, la o porțiune de drum, eu nu pot să zic nici locația unde, el ne-a depășit, a mers în fața noastră. Atunci am spus nașului meu că uite, el ne urmărește și nașul meu zis, asta liniștit că nu ar avea de ce sau, adică, bine, ne urmărește, nici nu ne-am fi gândit că uite, peste încă jumătate de oră o să se întâmple ce s-a întâmplat. Și la intrarea, deci aproape de intrarea în Strășeni, ne sunase nașa noastră și a întrebat unde suntem. Nașul i-a zis, uite, noi în 30 de minute ajungem acasă. Și cred că doar a reușit să închidă telefonul și s-a produs accidentul. Din ce ținem minte noi, bine, noi cântam Obrad frumos, pentru că era atmosferă așa frumoasă în mașină. Și din cât eu mi-aduc aminte, eu țin minte sunetul unui, deci o lovitură foarte puternică și un sunet așa, parcă se oprește inima, deci țuitul ăsta.
timp, eu l-am văzut pe copilul meu pe targă, plin de sânge. Era deja ambulanța, era o poliția. Atunci eu am simțit că eu cred că am încercat cumva să mă mișc și eu am simțit că eu nu pot. Copilul meu a strigat tare și eu credeam că pot să strig și eu tare și mi-i părea că eu îi zic mamei, stai liniștit că mămica e lângă tine. Sufletul tău ca mamă. Au trecut 2 ani de la accident. Eu cred că seară de seară văd același episod. Nu știu. Eu nu știu cum părinții mei rezistă la tot ce se întâmplă, pentru că eu ca mamă sunt foarte derutată. Copilul meu, nu știu, din acea seară, noi cu copilul meu ne-am văzut după o lună și jumătate. Părinții mei au reușit să vină, să ajungă la Strășeni, pentru că noi am fost preluați cu ambulanța și duși în Strășeni. Taicul meu s-a urcat în ambulanță cu mine și mămica mea s-a urcat cu băiatul meu. Deci noi nu ne-am văzut o lună și jumătate, noi nu ne-am auzit. Noi nu aveam voie să ne vedem, să ne auzim, pentru că noi eram foarte gravi. Nașul meu era ceva mai bine, probabil din cauza centurii, pentru că noi eram în spatele lui și noi nu am avut centura. Copilul meu era în brațele mele și el, în momentul impactului, cred că a ieșit din mașină, el a fost aruncat din mașină. Din câte știu, deja când au ajuns la secția de poliție nașul meu, el a fost prins, fostul meu soț a fost... El a fugit de acolo. Da. Da, el a fugit de la fața accidentului. Și, deci noi nu am știut de cine am fost loviți până în momentul în care s-au apropiat polițiștii cu nașul nostru de mașina care era nea noastră. Și din torpedou sau de undeva s-a găsit actul fostului meu soț și atunci polițiștii, întrebându-l pe nașul cine au fost cu ei în mașină și ei spunând numele, prenumele nostru, văzând și celălalt act, ei s-au gândit că noi toți de fapt am fost în mașină și că șoferul de la Toarego care a fost întors în momentul accidentului este altcineva. Și atunci doar atât l-au întrebat, unde este Octavian, unde a stat el? Și nașul nu înțelegea de ce întreabă polițistul de Octavian, că de fapt el nici nu zisese niciun nume de genul. Și atunci și-au dat seama că, de fapt, el a fost cel care a lovit. Tu, când ai auzit că el a fost cel... Eu nu știu cum am... Tu ai un copil. Da. Ai fost alături de el, nu au nopți la rând. Nu știu, au fost momente și grele, probabil, și mai frumoase. Ce ai simțit tu? Ce s-a întâmplat în sufletul tău, știind că tu aveai în brațe copilul acestui om? În primul rând, eu... Nu mi-aduc aminte momentul când eu am aflat acest lucru, pentru că, și cred că e bine că nu mi-l aduc aminte, cred că Dumnezeu cumva m-a păzit sau nu vrea ca eu să mi-aduc acest moment aminte, pentru că eu tot încerc să întreb părinții sau nașii mei și ei de fiecare dată când eu îi întreb cum am reacționat eu, ei evită maximal acest subiect și cred că dacă eu nu țin minte, cred că așa trebuie să fie, dar după o perioadă când deja eu am aflat despre starea mea, pentru că prima lună toată lumea nu-mi zice absolut nimic ce am eu de fapt și de ce eu nu-mi simt picioarele sau ei vorbeau foarte așa codat, medicii care veneau și eu nu știam, deci efectiv eu înțelegeam că eu am ceva la spate sau că urmează să mai am o operație, dar eu nu înțelegeam de ce, ce se întâmplă și doar îi spuneam unul tăticul meu că nu știu de ce, eu îmi simt picioarele foarte masive, dar... Părinții tăi, cum îi vedeau? Pentru că tu aveai o durere pentru copilul tău și sigur că la rândul lor și ei aveau o durere dublă și pentru, da, pentru băieții. Nu știu, pe mămica mea eu nu am văzut-o la fel cum nu l-am văzut pe Damian.
îl vedeam zi de zi pe tăticul meu și era atât de puternic. Puternic în sens că eu știam că el iese după ușă și plânge, dar în fața mea era puternic și de fiecare dată îmi spunea că nu ai voie să plângi pentru că tu trebuie să fii puternic, noi trebuie să reușim, să mergem, să ne plimbăm, să... Și eu de fiecare dată îi ziceam că, uite-te, el de fiecare dată mă întreba ce vrei, de ce ți-i poftă. Și eu nu înțelegeam de ce el îmi dă așa întrebări, pentru că el știa că eu nu sunt o persoană pofticioasă sau nu știu ce. Și îi ziceam, nu vreau nimic, vreau să-l văd pe Dami, vreau să merg la Dami, de ce nu îmi dați voi să-l văd pe Dami? Pentru că primele dăți, când întrebam de Dami, bine, el plângea, eu știam că Damian este în reanimare, el a stat 3 săptămâni. El avea fractură de femur, deci era, starea lui era foarte gravă. Pentru că cumva în seara când am fost operată de urgență, toată lumea, bine, știa ce s-a întâmplat și a întrebat medicii dacă eu o să merg. Dar medicii au zis că dacă este rău să treacă de seara asta, o să fie bine. Noi luptăm acum pentru viața ei, deci nu spunea problema de mers sau de... Viața. Da, era viața mea și viața copilului meu în alt spital. Dar oricum, în acest moment chiar țin să mulțumesc tuturor medicilor care ne-au fost alături și mie și copilului meu și părinților mei și nașilor mei, nu știu. În spatele nostru sunt oameni foarte mulți și puternici, foarte pozitivi, care ne ajută zi de zi să trecem, pentru că noi, chiar dacă au trecut 2 ani, noi zi de zi muncim ca să fie mai bine. Damian este mai bine și merge la grădiniță și... Am înțeles că la început, după asta, mai greu să meargă, da? Da, 7 luni nu a putut merge, el a stat la pat, pentru că el a stat cu gips, apoi s-a scos gipsul și s-a mai făcut o operație, iarăși a stat din nou la pat, deci el practic a mers 2 săptămâni, un pic a început să meargă și din nou a fost operat. Dar acum e bine și îi mulțumesc lui Dumnezeu că el este bine, pentru că el de foarte multe ori îmi zice, mami... S-a liniștit un pic. Da, el de multe ori îmi zice, mami, mai bine eu stau în scaunul cu rotile și mergi tu. Un copil care nu are nici 5 ani, nu știu, când îmi zice așa, cred că s-a maturizat mult prea repede și asta cred că mă doare cel mai mult. El acum, când aude de tatăl său sau... Noi nu vorbim. Când vorbeam pe telefon, am auzit că ți-a spus o frază, nu mai spune tata, adică... Da. El totuși la tine, el este matur și conștientizează, probabil, undeva în căpșorul lui. Nouă ne-a fost foarte greu, pentru că cumva eu ca mămica lui nu știam cum, ce trebuie să-i zicem și cum trebuie să-i zicem și dacă este cazul să-i zicem. Și noi am mers la psiholog și eu și el, pentru că au urmat momente de criză și supărări și plânsete și așa, pentru că el nu înțelegea de ce eu nu pot să-l iau în brațe, unde sunt ceilalți care erau cândva lângă el. Și atunci noi am mers la psiholog ca ușor, ușor să ne învețe dumneai ce trebuie să zicem sau cât de dozat trebuie să zicem, pentru că el este copil și nu poate... Exact, da. Și pentru că de la început noi încercam să zicem că este la muncă sau că nu știu ce sau... Și atunci am fost cumva învățați că bine, voi încercați să oferiți copilului lucruri frumoase, da? Nu vreți să-i spuneți nimica din ce este sau așa, dar el în creierașul lui o să-și facă o alt fel de imagine și dacă nu o să-i spuneți voi, o să iasă în stradă, lumea este foarte răutăcioasă și când o să-i zic că tu știi că de fapt cineva a vrut să te omoare sau așa, credem că nu o să-ți fie bine ție ca mamă când o să vină de afară, de undeva, cu... Mult mai multe întrebări. Exact. Și supărări. Da, și atunci noi ușor, ușor am început să vorbim cu el, acum el știe, dar noi maximal de mult evităm acest subiect, pentru că el este dureros oricum. Noi ne vedem și noi simțim durerea. Nu este cazul să mai vorbim despre ea. Sărbătorile de anul nou la noi au... o cu totul alt fel de conotație acum.
pentru că în primul revelion după accident chiar nu știam cum să facem, dacă este cazul să facem brăduț, dacă este cazul să punem luminiți pentru că doare. Și atunci, într-o dimineață, până la anul nou, el a ieșit cu tăticul meu și mamica mea să-l ducă la grădiniță și a văzut luminiții undeva la geam și a zis că vreau și eu. În momentul ăla, da, deci noi am zis că da și am zis că l-am așteptat de la grădiniță, noi am mers la magazine și am cumpărat toate luminițele pe care și le-a dorit el, pentru că i-am zis că viața nu s-a oprit, ba din contra, trebuie să arătăm că suntem puternici și să nu dăm voie, nu știu, gândurilor urâte, pentru că ele oricum vin și dor, cumva să depășim și cumva să încercăm să fim noi buni. Soțul tău a fugit, tu ai mai avut vreo discuție, poate nu. Online sau prin mesaje, sau a dat vreun semn? Nu, sau... nu. V-a scris poate ceva? Nu. Deci, nu, absolut, nu. Deci, noi, după accident, ne-am văzut cu el în sala de judecată la aproape un an după accident. Deci, un an el a fost încă... În arest la domiciliu, el a stat la părinții săi, da, a urmat procesul ăsta foarte urât și foarte, nu știu, cred că tot ce se poate fi mai urât sunt procesele de judecată, nedreptăți și tot ce vrei. Dar asta este noi, cumva, deci de fiecare dată când ne-am văzut, nu ne-am văzut de foarte multe ori, dar de fiecare dată când ne-am văzut, el odată nu a zis că lui pare rău sau că el regretă sau că, nu știu, sau să întrebe. Eu fiind în sala de judecat, cumva evitam să mă uit în direcția lui, pentru că eu aveam o durere colosală în suflet, eu știam deja ce este cu mine și că trebuie să existe o minune a lui Dumnezeu ca eu să pot să mă ridic. Da. Deci eu n-am reușit să vin la judecăți din cauza că eu eram pur și simplu netransportabilă. Eu nu puteam să stau așezată, eu am fost învățată din nou de kinetoterapeuți ca eu din poziția culcată să mă ridic, stau cumva așezată, fixată și... Deci noi am trecut etape foarte lungi, grele, dureroase, ele continuă să fie pentru că... De la ziua accidentului, iată, până astăzi, a existat un loc de un cuvânt, nu știu, da. Deci în momentul după accident, cumva... Mama lui m-a telefonat pentru că ea aflase de accident de la nașa mea. Nașa mea îi sunase pe ei să întrebe numărul de telefon a tăticului meu să-l anunțe că s-a produs accidentul. Și ea atunci m-a sunat pentru că eu vag, dar țin minte că i-am zis că am sunat părinții mei, am sunat-o pe nașa și atunci l-am sunat pe fostul meu soț. Pentru că știind că noi am făcut accident și știind că el rămase undeva în spate, să-l rog din suflet să meargă cu copilul nostru la spital. În momentul în care eu trebuie să plec pe o lună sau o lună și jumătate și el rămâne bine, eu rămâne cu mămica mea, dar pentru mine asta doare și uneori sunt gata să cedez pentru că nu știu, pe mine mă doare lipsa lui de lângă mine, ca mamă. Chiar dacă noi petrecem ore în șir telefonic, da, și ne vedem și așa, nu e ce când sunt acasă, când ne îmbrățișăm, când desenăm, când cântăm, când, nu știu, facem ce trebuie să facă orice părinte cu copilul său. Și momente când el de fiecare dată vine la grădiniță, mami, atât de mult îmi doresc să mergi pe picioare, să plecăm împreună în parc, să, nu știu, să avem activitățile care, nu știu, atunci eu de fiecare dată îi promit, mama, o să meargă și o să se ridice în picioare pentru tine, pentru că, nu știu, doare când eu știu că eu nu pot să merg cu el în parc sau, bine, merg în parc cu el, dar eu nu pot să ajung cu el la scrânciubul care și-l dorește sau eu nu pot să trec cu căruciorul peste toate piedicile care sunt sau
de exemplu, el vrea să-l ridic în spate sau vrea să-l arunc cum aruncă alte mămici copii în sus. Eu nu pot să fac lucrul ăsta și pe mine mă doare. Bine, sunt părinții mei care cumva încearcă să acopere, da, dar el zice, nu vreau cu tine, vreau cu mami, vreau mami să vină. Sau... Și acum eu mă strădui de fiecare dată de la grădiniță să-l iau eu, da. Când nu ajung eu sau pentru că trebuie să merg la kinetoterapie sau așa, și dacă vine mămica sau bunelul, el, da, se bucură că îi vede, dar oricum în bucuria lui, ochișorii lui sunt triști și el îi spune și doamnei educătoare că uitați-vă, n-a venit mami. Nu știu, avem foarte mare noroc de toată lumea din jurul nostru. În primul rând, eu muncesc și am un colectiv, nu știu, cel mai omenos și cel mai luminos colectiv, cred că pe care poate să-l aibă oricine. Și ca să înțelegeți, eu am fost invitată la acest serviciu fiind în scaun cu rotile. Eu n-am muncit acolo până la accident. Noi mergeam acolo, exact, pentru că eu un an de zile evitam să merg afară, să ies afară, pentru că, din păcate, oamenii din țara noastră nu sunt pregătiți pentru persoane în scaun cu rotile și, nu știu, te privesc cumva sau tot felul de ciudățenii sau întrebări diverse care cumva te pun înapoi în căsuța ta din care nu vrei să ieși. Dar odată cu oferta de muncă, sunt recepționist la o clinică medicală, nu știu, acest lucru și colegile mele de muncă, pe care le ador și le mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce fac pentru mine zi de zi, pentru că mă susțin maximal de mult, îmi spun că eu trebuie să ies din găoacea care sunt și pentru că eu trebuie să lupt și sunt o femeie puternică, chiar dacă... Mulțumesc. Apropo, frumos! Uite, astăzi când zâmbești, bine arăți, așa că... Mulțumesc tare mult! Când e mai greu, chiar trebuie să ne rugăm, să ne aranjăm, să ne zicem că suntem frumoase, să ne iubim pe noi și cu siguranță. Da. Asta mai ia un pic din durere. Așa este și chiar țin să mulțumesc tuturor celor care ne susțin și financiar și material și spiritual și, nu știu, oricum, pentru că în momentul în care nu mai ești cum ai fost, pentru că, cum ziceam, eu sunt nesimțită doar pe jumătate, în toată durerea găsim și loc de zâmbete, pentru că am zis că copilul meu merită o mămică care zâmbește, care nu doar plânge. Părinții mei au ajuns la vârsta în care trebuiau să se bucure cel mai mult de nepoți și trebuiau să, nu știu, să îmbătrânească frumos în sensul că, nu știu, sunt doar ei și nepoții și nu-i mai deranjează sau nu mai au grijă de altceva. Acum, din păcate, ei au grijă de mine din nou ca un copil mic. Eu sunt total dependentă de ei pentru că dacă vreau să ies din casă, eu nu pot să o fac singură. Dacă trebuie să merg undeva, eu nu pot să merg singură. Dacă trebuie să ajung undeva, eu nu pot decât doar ajutată și din cauza aceasta ei sunt nevoiți să stea non-stop lângă noi. Viață, luptă, emoții, curaj, victorie. Vă aducem poveștile femeilor care au învins. Femeilor puternice, femeilor care pot să vă motiveze. Poate cei care ne privesc pic și se mai adună niște bănuți ca să reușești și tu și poate la întâlnirea următoare mai deja să ne vedem într-un format mai happy, pentru tine în special. Mulțumesc! Da, deci eu iarăși mulțumită tuturor celor care au contribuit și am reușit să adunăm suma de bani prin doamna Tatiana Jizdan și doamna Svetlana Sainsus, da? Prin cu ajutorul lor am ajuns să colectăm suma de bani și am fost operată și am putut pune stimulator epidural în Rusia.
Dar bine, asta a fost o părticică din ceea ce urmează. Acum este nevoie de foarte multă kinetoterapie și multă, multă răbdare și de fiecare dată, la câteva luni, eu trebuie să mă întorc iarăși în Rusia ca să reprogramez stimulatorul. Există o sumă fixă de care ai acum nevoie sau nu? Nu cunosc, pentru că suma fixă era știută pentru operație, acum kinetoterapia este diversă și prețurile sunt diferite și chiar nu știu să zic, uite acum. Toată lumea mă întreabă, deci medicii mi-au zis așa, că ei au pacienți care s-au ridicat cu așa gen de traumă, pentru că fiecare pacient este individual și nu pot să vorbească despre mine sau despre altcineva exact, dar dacă au avut, da, care s-au ridicat după 2 ani sau după 3 ani, cu foarte multă muncă și kinetoterapie, bine că kinetoterapia este dureroasă. Nu e așa că am mers ca la fitness și am făcut ceva, nu, e cu tot altceva, încercăm să ne învățăm să ne ridicăm, încercăm să învățăm să îndoiem, să dedoiem genunchii, deci noi suntem acum la etapa inițială unde trebuie să încercăm să învățăm tot din nou, chiar dacă creierul ține minte ce trebuie să facă picioarele, din păcate, încă nu reacționează. Ce face dacă vai, nu știu, cred că mi-aș lua copilul și doar m-aș plimba. Cred că nu m-aș opri absolut deloc. Aș merge în parcul în care și-l dorește Damian și l-aș da la toate scrânciobile și la toate, nu știu, și cred că aș încerca să-l arunc în sus așa cât de mult își dorește el. Mai mult nimic, nu știu, asta. Exact. Vai, nu știu, cred că... Nu știu dacă ar exista toate florile de pe pământ să le aduc mamei mele și celor care chiar îmi sunt alături, pentru că ceea ce simt eu doare, dar eu nu vreau să-mi imaginez ce simt părinții mei când mă văd pe mine, așa. Tu vei să plâng acum? Ei plâng, dar eu nu le văd lacrimile, eu îi văd ochii roșii de după lacrimi. Și eu n-au seama de ce, pentru că eu nici măcar nu am curajul să întreb de ce ai plâns, pentru că e inutil să întrebi un părinte de ce ai plâns, pentru că și eu la rândul meu nu-mi permit să plâng în fața lor, pentru că ei și așa îi doare și dacă mai plâng și eu în fața lor, atunci nu se alege nimic din noi. Uite, eu vreau să mă întorc un pic în urmă și să te întreb referitor la fostul tău soț. Știm că el cumva a fugit. Da. Vreau să te întreb, ce spune, cum spun avocații, care este situația? Totuși, cum a fost posibil acea brățară, da, să fie scoasă, să plece omul? Este în căutare sau nu internațională? Ce știi tu? Bine, nu știu, o poveste foarte confuză, cu foarte multe semne de întrebare. El a stat în... arest la domiciliu timp de un an. În timpul ăsta a fost judecățile astea, adică mai mult n-au fost decât au fost, pentru că de foarte multe ori s-au amânat ședințele din motive de oricare gen, dar el a reușit să fugă cu o zi înainte de a-i se da sentința. Bine, nu știu de ce, eu îi ziceam avocatei mele că el o să fugă. Nu știu de ce, eu cumva... Pentru că el stătea foarte relaxat în ședințele de judecată. Nu știu, eu îmi puneam tot timpul întrebarea cum poți fi atât de liniștit știind... Bine, hai, soția ta a fost cea mai rea de pe fața pământului sau nu știu, dar copilul tău, cum tu poți stai atât de liniștit când au venit martorii care au chemat ambulanța, care ne-au ajutat pe noi și ziceau cine și cum au fost, cât de plin de sânge, o lacrimă să nu vezi sau să spui, nu știu, pentru copilul tău, exact, adică cumva... Și eu tot timpul ziceam... E liniștea înaintea furtunii, doar atât îi spuneam avocatii. Și am zis că el o să, nu știu, ori erau siguri că nu o să fie pedepsit, că i-am zis că sunt două motive, ori este sigur că va fi nevinovat și a fost doar un simplu accident și nu
intenționat s-a tamponat în noi, sau fuge pur și simplu, da, își pregătește cumva, pentru că noi în an de zile n-am stat să ne gândim ce o să fie mâine, dar am stat să căutăm medici, am stat să căutăm clinici, am stat să ne învățăm să ne schimbăm poziția sau nu știu ce. Și când ai aflat că a fugit? Nu știu, atunci când am aflat că el a fugit, eu m-am speriat foarte mult, pentru că fiind el în arest la domiciliu, cumva, da, te gândești, el stă cumva monitorizat și poate să nu vină. Exact. Și când el a fugit, primul lucru la care m-am gândit că o să vină la mine, nu știu, pentru că eu așa și cred și sunt sigură că el a vrut să ne omoare. Și când am mers la ședința în care urma să-i se dea sentința, dimineața am fost anunțați că el a evadat. Și noi, când, nu știu, când ni s-a spus că a fost găsită brățara în apartamentul unde el locuia cu părinții, eu, da, nu știu, asta a fost așa, ca un duș rece, da? Și începe o altă luptă. Da, o altă luptă, da, și i s-a dat sentința, da, pe tentativă de omor, cu demonstrații, cu nu știu ce. Acum, oricum, suntem în proces de judecăți din nou, pentru că au dat la curtea de apel că nu sunt de acord cu sentința. Ce simți? Eu cred că vreau ca el să fie pedepsit pentru copilul meu. Tu dacă ai fi să te trezești cu el față de față, ce ai vrea să-l întrebi? Sau dacă ar fi ceva, ce ai vrea să-i zici? Prima mea întrebare a lui, chiar și în procesul de judecată, i-am zis, de ce nu ți-a ajutat copilul? Asta e. Deci, nu știu, dacă el era altfel în momentul, chiar și dacă, da, s-a produs accidentul și dacă el era acolo să-și ajute copilul, nu știu, să cheme ambulanța, să-și facă orice, nu știu, cred că nu se ajungea la judecăți, pentru că, nu știu... Nu ai fi tu gândit că exact. Asta a fost intenționat. Nu știu. Tu nu știu, deci... în povestea ta în care te gândeai că poți ruga să se oprească, să staționeze, da, să-și da. Copilul. Da, nu știu, eu cred că trăiam într-o lume prea roz. Sau, dar acum nu știu dacă este în căutare. Deci am fost așa anunțați, s-a dat sentința, apoi după o lună sau nu știu cât a urmat căutările lui pe teritoriul Republicii Moldova, s-au zis că nu s-a găsit. Acum eu nu știu, chiar s-a căutat sau doar... s-a zis, nu știu, apoi am fost anunțați că dacă a trecut perioada de căutare în Republica Moldova și nu s-a găsit, el este dat internațional. Dar iarăși, eu nu cred. Deci eu nu cred, chiar nu cred că el este dat, pentru că, nu știu, deci nu că aș avea ceva cu justiția Republicii Moldova, dar... dar rămâne totdeauna un dar. Nu știu ce să zic, dar eu nu cred. Și... e foarte tristă povestea ta și tu ești foarte puternică. Eu îți propun să servim și... mulțumesc! Soarele de tot nu mai apare, dar eu sunt sigur că o să apară pe strada noastră. Era o femeie puternică? Să trecem așa la subiecte mai pozitive. Nu știu dacă Estera este o femeie puternică. Estera încearcă să fie o femeie puternică pentru că are pentru cine. Dar sunt momente când, nu știu, când simt că nu mai am nicio putere sau nu mai am nicio răbdare, parcă timpul tot trece și nimic nu se schimbă și sau lucruri foarte mici pe care parcă vrei să fii altfel și... dar încerc să fiu puternică. O fac pentru Damian, în primul rând. O fac pentru părinții mei, pentru că nu-i vreau să-i văd suferind. Și întotdeauna îmi pun întrebarea cum aș fi putut trece eu
prin ceea ce trec părinții mei și nu știu dacă aș fi putut trece. Pentru că, nu știu, e o istorie foarte dureroasă și o momente foarte dureroase. Adică eu nu știu cât timp nu am avut curajul să-mi privesc părinții mei în ochi. De fapt, ca și pinașii mei. Noi discutam, noi ne vedeam, dar să-mi fixez privirea ochi în ochi, nu am avut curajul foarte mult timp. Nu știu, eu mă simt, eu și acum mă simt vinovată față de nașii mei pentru acest accident. Adică vinovată pentru că, nu știu, pentru că nașul a venit după noi, da, și accidentul s-a produs și, în primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nașul meu nu a pățit nimic, pentru că asta era să fie, nu știu. Tu te simți vinovată pentru toată situația care s-a întâmplat? Da, pentru că cumva, nu știu, el ne-a urmărit pe noi și cred că în orice mijloc de transport m-aș fi aflat eu. Și dacă el avea așa gânduri să o fac, cred că o făcea negândindu-se în cine lovește sau în cine intră, nu știu. Au încercat ei să zică că ăsta a fost doar un accident și nu chiar o tentativă de omor, dar... Probabil că dacă ar fi fost doar un simplu accident, el va ajuta. Eu tot așa cred și plus la toate chestiile astea, eu ziceam, foarte ciudată situație să te pornești din Ungheni și să ne accidentezi tocmai pe noi, deci nu în oricare altă mașină, dar intenționat, adică cumva... Și să fugi, că ce? Și el avea motiv că el nici măcar nu-și dăduse seama că a avut un accident, nu, că a lovit altă mașină. El a înțeles că pur și simplu a derapat în momentul în care nu era nici ghețuș, nici apă, nici nimic. Tu crezi că de la auzeai ce se întâmplă? Tu auzeai ceea ce povestești? Dureau. Eu i-am auzit pe ei toți, toată familia lui și... Pe mine mă durea. Eu, în general, am rămas fără cuvinte în momentele în care și părinții lui vorbeau și ziceau că ei n-au știut de toată situația, dar știau foarte bine, pentru că eu n-am mers la străini să ne zic problema, dar mergeam la părinții lui, pentru că nici măcar părinților mei nu vroiam să le zic ce se întâmplă și așa, pentru că nu vroiam ca totul să fie bine și să fim o familie și nu știu. Și când îi auzi așa, cumva, altfel, doare, dar, cum mi-a mai zis cineva, dar nu te aștepta să vină la tine să-ți spună ceva despre copilul ei, pentru că e copilul ei și logic e mama lui și o să-l apere în fel și chip, așa cum mai faci tu cu copilul tău sau... Și de asta eu am zis că nu vreau să comentez, pentru că nu știu dacă sunt în postura de a comenta. Eu sunt mămica lui Damian, care a avut un accident, prin care noi am trecut printr-un accident și eu vorbesc doar de ce am eu și nu altcineva, pentru că eu nu doresc nimănui să fie în situația în care sunt, absolut nimănui, pentru că e dureros și nu știu, pe zi ce treci, durerea cumva nu se finisează, ea oricum stă și ea îi cu tine și și lupta aia, de fapt, continuă? Și... Continuă, da. Și rănile probabil se redeschid de fiecare dată când eu văd că nu pot, da? Când, de exemplu, eu vreau să merg la magazin singură, da? Eu nu pot să merg singură. Da, nu pot. Deci eu de fiecare dată, da, zi de naștere sau așa, eu trebuie să zic, uite, eu trebuie să merg, dar ce-ți trebuie? Sau nu există surprize deja, nu există chestia asta care... Da, nu poți, efectiv. Da, pot să desenez cu copilul meu, pot să-i citesc o poveste, dar când ceva ține de mine personal sau de, nu știu, să merg, pur și simplu, să ieși la
plimbare, nu poți singură, nu poți. Sau oricum trebuie tăticul meu sau părinții mei să mă scoată afară și eu pot să mă plimb cumva și iarăși acolo unde pot să trec cu căruciorul, pentru că nu peste tot pot să trec dar cu căruciorul. Nu. Nu, nu, nu. Frezerii, nu, farmacie, nu, magazine, nu, nu. Uite, eu mă bucur tare mult că noi am reușit să ne vedem, că tu ești atât de frumoasă, pe lângă toată durerea pe care o ai și toate, nu știu, problemuțele anate, da? Tu zâmbești, reușești să zâmbești, să fii pozitivă, să ne spui că pentru fiul tău și pentru părinți tu o să lupți, pentru că atunci când avem pentru ce lupta, cu siguranță că ne reușește. Exact. Și eu aș vrea să cred că tu ești foarte puternică și având mama, tata și pe Damian care te cuprinde, te sărută, care îți spună că vreau să nu te mai văd în acest cărucior, tu o să lupți din răsputere, o să faci toate procedurile și noi o să ne vedem într-o zi cu tine și o să ne plimbăm și o să vorbim. Eu o să îndemn toți oamenii care o pot susține pe Estera și pot dona ceva bănuți pentru tratamentele ei, ca ea să-și poată cuprinde familia, să se poată plimba și să se simtă din nou femeie împlinită și fericită, să doneze. Pentru tine am un buchet de flori din partea partenerilor noștri, Sonia Buchet. Mulțumesc din suflet! Să-ți fac ziua asta un pic mai frumos te-am făcut astăzi, să plângi și să recrești toate acele momente care cu siguranță pentru tine de fiecare dată te răscolesc și tu astăzi probabil o să ai după amiază nu atât de frumoasă pentru că o să pleci cu toate gândurile astea. Damian, sper să nu te certi tare atunci când o să mergi acasă. Sigur că da. Vreau să te văd fericită, indiferent că asta este așa în scaun sau în picioare, totuși tu i-ai pe cei mai dragi oameni alături, care au grijă de tine, te susțin și cred că asta e cel mai minunat. Iar ce se întâmplă cu ceilalți care poate nu vă doresc atât de mult bine, Dumnezeu pe toate le pune la, exact. la rost și cu toți are o luptă sa aparte și învață. Îți mulțumesc că ai ajuns astăzi să mă la Chișinău. Cu mare drag, vă mulțumim. Pentru noi, ți-am povestit povestea. Vreau să fii bine. Mulțumesc tare mult. Dacă ai ceva să le spui femeilor, poate, nu știu, femeilor care sunt aflate, poate într-o situație similară cu tine, poate celor care trăiesc o durere împreună cu soții lor, cu viții, care, femeilor care poate sunt lovite, jignite și copiii văd, dacă ai tu un mesaj pentru acestea. Nu știu, în primul rând, eu doresc tuturor și femeilor și bărbaților și copiilor și părinților, în primul rând să fie cu toții sănătoși, să își dea seama de fiecare cuvânt spus sau fiecare gest făcut, pentru că nu știm absolut nimeni din noi ce poate fi a doua zi sau ce poate fi peste jumătate de oră. Dar atâta timp cât avem pe cineva foarte drag alături, copii, părinți, soți, soții, rude, atunci suntem cei mai fericiți și, nu știu, doresc tuturor fericire și să se simtă acolo unde sunt ei, cei mai împliniți, pentru că asta contează și scaunul cu rotile nu este cea mai rea oportunitate în viață. Există viață și în scaunul cu rotile, bine, cu mai multe greutăți, dar există. Eu sunt un exemplu, păcat că sunt un exemplu, dar sunt. Și sper să fiu un exemplu pentru femei, să fie puternice și dacă simțiți că locul vostru nu este acolo unde sunteți la moment, aveți curajul și tot dreptul să spuneți nu și să vă faceți viața acolo unde simțiți voi că este locul vostru și unde vă simțiți voi cel mai bine. Dacă vrei să le mulțumești cumva cineva, ai femeile astea care... Da, țin foarte mult să mulțumesc doamnei Tatiana Rusu Jizdan, doamnei Svetlana Sainsus, GCI Ungheni, Ana și Adrian Il, fotograful, care chiar vreau să vă zic că ei au fost primii care au inițiat
strângerea de fonduri prin Anișoara și a scos în vânzare biblioteca ei personală de cărți și este fan a cărților. Deci eu am rămas fără cuvinte când ei și-au deschis laboratorul de creație, de fotografii cu biblioteca lor și au venit foarte multă lume și au cumpărat cărți. Cineva doar a pus banii în plic și nu a luat cartea, a zis că o mai revinde și de fiecare dată așa au făcut. Țin să le mulțumesc lor, nu știu, întregii Republicii Moldova și nu doar, colegilor mei, cumătrilor, membrilor de familie, nu știu, cred că nu există persoană cui nu aș avea de ce să-i mulțumesc. Le mulțumesc tuturor, da, și oamenii care chiar nu le cunosc numele, dar au fost alături de mine cu orice, cu un euro, cu mult mai mult. Deci Dumnezeu să vă întoarcă tuturor bunătatea pe care mi-ați oferit-o mie și de unde ați dat voi, bunul Dumnezeu să vă mulțească tot ce mi-ați dorit mie, să aveți parte și fiecare din voi. Uite, eu ziceam la început când tocmai m-am întâlnit despre soare, da? Și eu tot am așteptat, așa că el să apară, eu să te văd în razele soarelui zâmbind. Mulțumesc tare mult! Frumoasă, să ajungi cu bine acasă la familia ta, la băiatul tău și să ne revedem la o altă întâlnire frumoasă. Mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc! Mulțumim partenerilor Bonjour Cafe, locul unde servim băuturi pentru toate gusturile, produse de patiserie și savurăm vibrații de note muzicale în cea mai plăcută ambianță pariziană.